Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bine v-am găsit în Piața Victoriei, de oriunde ne-ați asculta și chiar vedea. Invitatul meu în această seară este europarlamentarul și președintele Reper, Dragoș Pâslaru, fost ministru al muncii în guvernul Cioloș, o calitate foarte importantă pentru economia discuției noastre din această seară. Bine ați venit din nou în Piața Victoriei, domnule Pâslaru. Mulțumesc tare mult pentru invitație, oricând, cu mare drag, să putem discuta împreună de subiectele importante. Domnule Pâslaru, cum este acest proiect de modificare a legii pensiilor speciale, de fapt proiect al legilor pensiilor speciale, pentru că ele sunt presărate în mai multe acte, alte acte normative, o problemă asupra căreia vom reveni de altfel. Cum este după ce a fost amendat pe repede înainte, doar îngreșăm cumva porcul de ajun? Acest proiect este o simplă cosmetizare, nu are niciun efect structural sau de reformă profundă, ba din contră, împământenește aceste regimuri în acest moment, stabilind și reguli de indexare cu inflația și tot felul de alte lucruri. Este absolut regretabil, mimăm o reformă pe care de fapt nu o facem și nu rezolvă, sunt două mari probleme în ceea ce înseamnă sistemul de pensii. Pe de o parte, sustenabilitatea sau, pe înțelesul tuturor, modul în care reușim să plătim pensiile în continuare. Deja avem un deficit de 22 de miliarde de lei, din care jumătate, 11 miliarde, revine acestui sistem de pensii speciale. Asta trebuie să știe orice român, că de fiecare dată când se uită la bugetul României, jumătate din deficitul bugetului de pensii provine din această categorie de pensii non-contributive. Și al doilea element important este cel de echitate. Totuși, într-o țară în care avem o polarizare în creștere, să vezi că există discrepanțe foarte mari în ceea ce privește modul în care te poți retrage, pensionarea anticipată sau lucruri care țin de primirea unor sume de bani la pensie mai mare chiar decât salariile. Aceste lucruri sunt complet inadecvate și nu ne ajută deloc în societatea română. Aș vrea să clarificăm un lucru pe care l-ați atins mai devreme, dar care, din punctul meu de vedere, nu e foarte precis în societate. Aceste pensii speciale, militare, magistrați, funcționari parlamentari, curte de conturi, sunt vreo 7-8 categorii, aviatori. De unde sunt ele plătite? Sunt plătite din bugetul asigurărilor sociale de stat sau sunt plătite de la bugetul de stat? Cumva această întrebare am văzut diverse discuții pe marginea ei. În esență, există un buget de stat care are mai multe buzunare. Unul din buzunare este cel al asigurărilor, unde, pentru că nu ne ajung banii din contribuțiile curente, bugetul de stat trebuie să mute niște bani pentru ca să acopere acel deficit. Și după aceea mai există niște buzunărașe cu privire la modul în care se plătesc aceste pensii non-contributive, care vin tot de la bugetul de stat. Pentru oricine, inclusiv pentru Comisia Europeană sau pentru orice economist care face cât de cât o analiză a cheltuielilor publice, când te uiți la capitolul cheltuieli cu pensiile, trebuie să iei toate aceste buzunare și să le tratezi în totalitate. Nu poți să spui că unul buzunar este separat și celălalt altfel pus. Și vreau să menționez foarte clar că n-ai cum să-i păcălești pe specialiștii care lucrează de zeci de ani de zile la nivel internațional cu toate statele membre. Ceea ce România face este să creadă că dacă mai ascunde un cont undeva sau dacă sugerează că nu e special, e ocupațional, nu contează aceste lucruri. Întrebarea este, ai regimuri preferențiale care sunt net mai avantajoase decât pensiile generale ale populației în ceea ce privește vârsta anticipată de pensionare, efectiv, care este elementul non-contributiv și, nu în ultimul rând, raportul între pensie și salariul pe care îl aveai în momentul în care erai activ. Astea sunt elementele, de fapt, de care discutăm. Și vă rog să mă credeți, deci, ca să fie foarte clar. Eu cred că magistrații, militarii, forțele de ordine general trebuie să fie bine plătite și trebuie să aibă în salariu incluse și aceste contribuții care să le permită să aibă o pensie
mai mult decât decentă, se discută acel 80% din salariul brut pe care îl ai. Deci este un lucru absolut firesc să poți să ai măcar o pensie cam la acest nivel, 80% din salariul brut pe care l-ai avut în ultimii, știu eu, 5 ani de zile în medie. Astea sunt niște lucruri internațional recunoscute ca bune practici și, într-adevăr, poți să accepți că vei avea anumite derogări legate de un statut al magistraților sau al militarilor, dar important e să reglezi aceste trăsături majore care să-ți permite cumva să ai un sistem de pensii bun. Și sunt câteva argumente foarte importante aici pe care, dacă îmi permiteți, aș vrea să le aduc în discuție. În primul rând, noi am avut în Parlamentul European o dezbatere largă pe problema demografiei și pe modul în care, într-adevăr, ne uităm la demografie în general. Și sunt trei aspecte importante. Unul e legat de piața forței de muncă, unul este legat de bugete și ceea ce discutăm noi acum, și, în sfârșit, al treilea este legat de serviciile de sănătate și de îngrijire pentru ca oamenii să poată să-și prelungească viața activă. Hai să luăm pe primul, piața muncii. În România, vârsta de pensionare este 65 de ani. E o vârstă destul de îndelungată. Da? Ați văzut dezbaterile din Franța. La noi, noi suntem deja la 65 de ani și nimeni nu a comentat sau nu au fost niște lupte majore în societatea românească. Dar realitatea, și asta este ceva care pentru mine e foarte important să fie cunoscut, este că viața activă, durata activă de viață în România este a doua cea mai mică din Europa după Italia, 31,3 ani. Asta înseamnă, mai clar, între 55 și 64 de ani în România nu mai muncesc decât 46% dintre persoane. Deci cumva unul din doi români nu mai muncesc după 55 de ani. Dar numai din cauza pensionărilor anticipate, nu, pe pensii speciale sau tot felul de pensionări anticipate? Nu numai din acest lucru, și din cauza, și aici e legătura cu acel pilon important de sănătate și îngrijire, unde România nu are grijă niciun fel ca populația aptă de muncă să rămână aptă de muncă, să poți să-ți prelungești viața activă, să iei o greutate de pe sistemul de sănătate prin prevenție și alte măsuri în acest sens. Dar asta deja e un grad de sofisticare care, la modul în care e dezbaterea acum în România, este cumva pare ceva de generație următoare, ca să spun așa. Dar ce vreau să subliniez cu acest lucru legat de populația activă? În România deja ai o situație descumpănitoare, în sensul că ai vreo 2 milioane de români care ar putea să muncească și nu muncesc. Sunt inactivi, deși ar putea să fie activi. Și asta este foarte important, pentru că dacă te uiți în echilibru pe care îl avem în România, dacă nici nu avem populație care se angajeze în piața muncii și avem și retragere anticipate, cum spuneam, a doua cea mai mică vârstă, și suntem și pe ultimul loc în Europa pe această plajă 55-64 de ani, acest lucru înseamnă că problema legată de pensiile speciale nu este o problemă de accident sau de nișă. Este o problemă structurală a pieței forței de muncă și a modului în care ne ocupăm. Și dacă din 2030 vom avea femeile care sunt ca urmare a decretului din 66, vor ieși la pensie, și apoi bărbații în 2032, după calcule tuturor specialiștilor, sistemul nostru de pensii va avea un deficit din ce în ce mai mare și care nu va mai putea fi gestionat. Astea sunt niște elemente, deci aș vrea să cadrăm discuția nu într-un mod în care să avem o chestiune de dezbinare societală, pensii normale versus categorii privilegiate. Se poate pune și așa, dar am văzut foarte mult discurs de ură în ultima vreme. Da, există și nu e deloc sănătos. Așa este. Deloc așa sănătos. Este. Și vreau doar să mai atrag atenția. De exemplu, în zona aceasta de magistrați sau mai ales de militari, o bună parte a pensiilor pe care le găsim în această zonă a militarilor sunt foarte mici. Sunt pensii mici. Deci medie avem este pe la 4.000 de lei, dar asta o medie creată cu pensiile generalilor, cu tot cu pensiile alea foarte, exact, foarte mari, cum e a domnului Ciucă, de exemplu. Deci avem o categorie de circa, aș spune că mergem pe un 80-20, cam 20% din această categorie de persoane care în funcții înalte au găsit modalități prin care să abuzeze niște găuri legislative și să aibă aceste pensii extrem de ridicate. Dar marea masă a militarilor au pensii destul de mici, mai ales luând în calcul efortul sau riscurile la care s-au expus. Și mai ales având în vedere că acum mai există și un element de contributivitate, înainte de 89 nu exista așa ceva. Deci cumva, în loc să o gândești în modul următor,
Haideți să vedem cum putem, inclusiv în aceste categorii, să nu încercăm să le excludem din dezbatere, ci să le includem pentru a vedea cum putem regla echitățile în aceste sigur. categorii. Exact. Și atunci putem rezolva două lucruri. Unu, putem asigura pe cei din sectorul militar că vor putea avea un element de contributivitate și că pensia lor nu va mai sta în decizia politicienilor. Asta mi se pare extrem de important. Nu cred că ar trebui să existe la îndemâna politicienilor o astfel de decizie. Dar, domnule Puslaru, mai avem aici o problemă la pensiile militarilor. Acolo sunt asimilați și cei care au avut reale riscuri în carieră. Au fost în Afganistan, au avut misiuni sub acoperire, au umblat prin canale după morți, etc. Deci oameni cu activități, să le spunem generic, operative, periculoase, și care sigur merită din partea societății o recompensă. Dar avem și oameni care în toată cariera lor militară, cel mai mare risc pe care l-au întâmpinat a fost să se taie cu foaia în timp ce o scoteau din imprimantă de la birou. Sau doamne de la resurse umane, doamne de la contabil, nu toate sunt personal civil. Unele sunt, crede, dar fac activități de genul acesta. Acești oameni de ce să beneficieze de pensie specială? Chiar dacă fac parte din sistemul de apărare. Da, în 2016 am lucrat în mod direct pe salarizarea în sectorul public și m-am confruntat exact cu aceste probleme. De ce fochistul de la unitate militară Iată. Trebuie să aibă mai mare salariu decât fochistul de la orice altă structură publică din România? Cred că modul corect în care ar trebui să vedem lucrurile este așa. Dacă vom face această reformă, ceea ce se pare că nu se întâmplă pentru că nu e voință politică, ar însemna că am putea respecta o regulă generală pentru personalul militar și cum este în Statele Unite că personalul care a fost activ în teatre de război se poate retrage mai devreme, poate primi o bonificație pentru retragerea timpurie, dar pensia și-o ia când atinge vârsta de pensionar. Atunci am putea avea un reglaj astfel încât să avem o recunoaștere adițională pentru cei care sunt în teatre, dar ar și niște reguli general valabile pentru restul personalului. Asta este exact ce sugerează dumneavoastră. Eu am întors însă un pic lucrurile în sensul Sigur. Că în loc să vreau să le dau în cap celor care sunt în personalul care ar putea fi asimilat celui civil. Dar nu e de dat în cap, este pur și simplu de făcut ierarhii și că nici pentru cei care au asemenea munci grele nu este corect să fie asimilați cu cei care... Da, asta e munca lor, dar nu e o muncă riscantă totuși, nu? Adică absolut. Eu ce am constatat în 2016, lucrând pe sistemul de salarizare, am constatat că de foarte multe ori problemele legate de salarizare între categorii nu sunt neapărat de valoare absolută. Deci, practic, tu poți să fii relativ mulțumit de cât primești tu, dar nemulțumirea ți apare în momentul în care începi să te compari cu altcineva. Deci, da, celălalt de ce primește, cum primești. Dar aici intrăm într-o dezbatere mai largă cu privire la modul în care valorile sau punctele de referință în România s-au dat peste cap. Pe toată zona de salarizare, înainte aveam un sistem în care aveam profesorul universitar pe același nivel cu medicul primar, pe același nivel cu colonelul din armată, adică exista o ancoră pentru un sistem de salarizare unitar. Prin aceste legislații care au venit și cu promisiuni și mai departe, totul a fost dat peste cap. De exemplu, în zona de administrație locală nu mai există niciun fel de grilă în acest moment. La fel este și cu pensiile. Cum o categorie a putut să-și găsească o nișă și să-și creeze un regim special, a făcut-o și vina este evident a clase politice. Aici asta voiam să spun, că nu și-au creat singuri, că nimeni nu putea, în afară de parlamentari înșiși, nu prea puteau să-și creeze. Le-a fost creat și mă gândesc din motive de interes politic clientelar, nu? Absolut. Statul a fost capturat. Statul a fost capturat de aceste interese și nu a existat, din punctul meu de vedere, o dezbatere societală sau vreo analiză de impact care să poată să se uite la aceste elemente. A fost strict pe criterii de clientelă politică. Și asistăm, inclusiv ceea ce se întâmplă astăzi, asistăm de fapt la capitularea în România la aceste interese mai degrabă de nișă. În acest moment în România avem o problemă majoră legată de muncă în general. Deci la noi exista această înțelegere cum că dacă muncești poți să ai o viață bună și că poți să ai o pensie bună. În acest moment nu mai este așa. În acest moment
nu mai trebuie, deci practic poți să ai o viață foarte bună și o pensie și mai bună dacă nu muncești decât câțiva ani și oricum nu mai contează cât ai muncit. Aceste tipuri de lucruri sunt de fapt cele mai grave consecințe ale comportamentelor politice legate de pensiile speciale și cumva aș vrea să insist, pentru că aici nu e vorba că Bruxelles ne zice ceva sau Comisia Europeană ne zice ceva, ci este vorba de modul în care noi românii ne uităm efectiv la cum vrem ca societatea românească să arate. Domnule Păslaru, nu trebuie să o facem pentru că ne cere Bruxelles, trebuie să o facem chiar, după cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, pentru propria sănătate a societății, a sistemelor de pensie, a bugetelor, a tot ce vreți, dar nu putem nega că este un pensiile speciale și apoi și tot sistemul de pensii, dar deocamdată pensiile speciale sunt un jalon foarte important în PNRR, de care depind foarte mulți bani, vreo 3 miliarde de euro. În ce măsură această lege, acest proiect care va deveni lege, poate să ajute la, întrunește exigențele Comisiei Europene și poate duce la eliberarea plății numărul 3, că despre ea e vorba. Da, fiind implicat în mod direct în negocierea mecanismului de redresare și reziliență și având conexiunile cu colegii de la Comisia Europeană, am făcut și acest lucru. Am luat contact direct cu ei pentru a întreba, a înțelege care este marja de manevră, în ce măsură Guvernul României poate să retragă cu totul o reformă din această fanion, pentru ca toată lumea să înțeleagă, această reformă este importantă pentru că, cumva, de după aderarea din 2007, în fiecare an Comisia Europeană ne atrăgea atenția că avem un deficit la bugetul de pensii, România promitea că o să-l regleze și iată, suntem acum, v-am spuneam mai devreme, 22 de miliarde deficit în anul 2022. În informațiile și analiza pe care am făcut-o alături de colegii mei din Partidul Reper, ne arată că, în acest moment, cu ce s-a adoptat în Parlament, nu are cum să fie considerat acest jalon ca fiind îndeplinit. Deci este o reformă ratată și aici România va avea următoarele opțiuni. Probabil că veți auzi și declarațiile în perioada următoare în acest mod, dar opțiunile sunt așa. Odată, să primim niște scrisori în care să ni se spună că jalonul nu poate fi acceptat așa și că ar trebui corectat și revizuit și atunci România să decidă să se apuce să facă această revizuire. Poate să spună, retragem această reformă din plata tranșei 3 și dacă cumva, și aici e foarte important, acest lucru va fi posibil doar dacă pe toate celelalte reforme sau lucruri pe care le avem de făcut în tranșa 3 le facem, pentru că dacă se mai adaugă și altceva, se atinge un prag care nu ne va mai permite să tragem tranșa deloc. Dar presupunând că vom face acest lucru și că vom retrage această reformă, vom avea din acel moment 6 luni de zile pentru a remedia sau vom pierde banii în totalitate aferenți acestei reforme. Atenție! Reforma sistemului de pensii speciale este parte integrantă într-un cadru mai larg de reforma pensiilor, deci practic tu nu ai cum să rezolvi jalonul din tranșa 4, de exemplu, asta de voiam să vă întreb. Generală. Deci undeva impactul cumulat, ați dat o cifră corectă, cumulat ne ducem la câteva miliarde de euro care se pot care le vom putea rata. Deci dacă ratăm plata 3 cu pensiile speciale, nu vom mai putea merge nici la plata 4, îmi spuneți. Adică restanța se va bloca și tranșa 4. Există acest sistem de plăți parțiale. Dacă noi vom renunța la, deci vom spune că nu îndeplinim reforma legată de pensiile speciale, se va deduce o sumă din tranșa 3. Calculele mele sunt că discutăm de undeva de circa 1 miliard de euro. E 700 de milioane uzual, dar înțelegerea mea e că pentru astfel de reformă penalitatea e chiar mai mare. Deci discutăm de circa 1 miliard de euro din tranșa 3. Plus, după aceea va trebui să avem plată parțială și în tranșa 4, pentru că nici acel jalon din tranșa 4 cu restul reformei nu se va mai putea fi considerat îndeplinit. Deci, cumva, discutăm de o rostogolire a unor efecte negative. Și acest lucru creează clar un precedent. Este clar că odată ce Comisia Europeană vede că există o problemă de voință politică, va deveni din ce în ce mai
strictă în ceea ce înseamnă interpretările pe care le are față de reformele pe care România și le-a asumat. Vi se pare că guvernul și actuala coaliție tind să-și asume această pierdere din PNRR în loc să facă reforma? Cum ne raportăm la PNRR? Eu cred că, și aici trebuie să insistăm puțin, pentru că atunci când am negociat mecanismul de redresare și reziliență, tocmai s-a ajuns la această structură cu reforme și investiții, pentru că noi în Parlamentul European am vrut ca banii aceștia să nu fie dați ca la un automat bancar guvernelor și să poată să facă absolut tot ce vor cu acești bani, ci să ne concentrăm pe lucrurile care sunt importante la nivel european. Și avem acest sistem bazat pe performanță, adică dacă faci reformele și investițiile, primești o sumă de bani, gândirea fiind așa. Sunt anumite lucruri pe termen lung, cum e reforma pensiilor, unde politicienii n-au un interes imediat, că acum nu-i doare, nu sunt în 2030 să constate că pensiile au colapsat. Și atunci ideea era să punem o sumă de bani care să facă ca pentru politicieni să existe un avantaj politic, pentru că vin niște bani în virtutea unor reforme. Deci a fost cel mai, să spunem, psihologic gândit mecanism pentru a ajuta politicienii să-și asume reforme dificile. Se pare că în România, ideea aceasta de regimuri exclusiviste, de excepții, de special, e mai importantă chiar decât bani. Ceea ce este aproape de neconceput. Dar haideți să revenim la PNRR, pentru că problema pensiilor speciale nu este numai asta. PNRR a fost considerat de mai toată lumea cu care am vorbit, indiferent de ce partid, că este ceea ce am cerut noi de mult, un proiect de țară, un proiect care să împingă România pe calea unor reforme pe care nu le-a făcut de foarte mult timp, de 30 de ani. Și în acest moment, și vreau să vă aduc această informație pentru că mi se pare că nu a apărut încă în spațiu public, în documente oficiale, pentru o întâlnire care va avea loc vineri, este un comitet de monitorizare al PNRR-ului, guvernul recunoaște pentru prima oară că va renunța la o parte din banii din PNRR. Discuția este despre cum două recunoaște? Subiecte. Asta vă spun. Prima discuție este legată de faptul că vom diminua PNRR-ul cu 2,1 miliarde pentru că s-au schimbat niște indicatori macroeconomici. Știam asta. Ceea ce nu a fost discutat în spațiu public este că România putea acoperi acea diferență din împrumuturile nefolosite de celelalte state membre, adică ce am discutat, ce am negociat eu și Siegfried și ceilalți colegi acum pe Repower, care a adăugat posibilitatea ca în condițiile în care împrumuturile nu sunt folosite de alte state membre să poată fi luate de statele care au nevoie să-și acopere exact aceste diferențe. La care indicator vă referiți, ca să clarificăm? Da, cumva erau niște asumții la adoptarea PNRR-ului de progres macroeconomic, pe care România le-a depășit. Ca urmare a faptului că le-a depășit, am avut o penalizare de 2,1 miliarde de euro din pachetul de PNRR. A fost în spațiu public discutat acest lucru. Este cumva un lucru la care puteam să ne așteptăm, dar acum ceea ce nu era posibil până la negocierea pe Repower, nu era posibil să întregești acest plan din alte resurse. Noi putem să-l reîntregim din împrumuturi sau puteam să-l reîntregim chiar și din politica de coeziune, deci să luăm niște bani din 2021-2027 și să-i mutăm aici. Bun. Guvernul, deci, recunoaște și vineri va avea și această discuție în comitetul de monitorizare că nu va folosi acești 2,1 miliarde și ceea ce e foarte important e de unde îi taie, pentru că asta apare deja în documentul oficial și banii pe care îi taie, asta este, mi se pare absolut important, că tăiem 400.000 de euro de la sănătate, 38 de milioane de euro de la educație, tăiem de la proiectul acela de semiconductor vreo 200 de milioane, tăiem parteneriatele cu administrația publică și societatea civilă 20 de milioane. Deci practic tăierile respective anulează o serie întreagă de reforme pe care noi le aveam asumate în PNRR. Și atenție, guvernul a avut pe masă și un plan alternativ al Băncii Mondiale cu privire la cum putem aborda acești 2,1 miliarde dacă chiar nu mai vrem să-i luăm, care spunea să ne uităm la mai degrabă la lucrurile pe care nu mai avem timp să le facem sau risc, lucrurile care sunt cu risc de a nu le termina până în 2026. Și guvernul a zis, nu, nu, nu. Noi, pe metodologia noastră proprie, tăiem lucrurile altele cum vrem noi, respingem metodologia Băncii Mondiale. Asta e documentul la care fac referire. Și al doilea lucru, deci asta odată, renunțăm la 2,1 miliarde din PNRR, deși puteam pune alți bani la loc,
Și al doilea lucru care pentru mine, acesta este cel mai flagrant, este că recunoaște Guvernul României că există într-adevăr pe plata, pe tranșa a doua, deci nu a treia cu pensiile speciale, pe tranșa a doua de acum. Cu avertizorul, ca să-i spunem așa, să o definim, cea care a fost cu avertizorul. Exact. Avertizorul, și sunt două reforme acolo, avertizorul și decarbonizarea, care amândouă recunoaște Guvernul că sunt 700 de milioane de euro fiecare pe care poate să-i pierd, putem să-i pierdem. Deci ca să înțelegeți despre ce discutăm. Dar au fost adoptate acele reforme. De ce și-a spus această pierdere? Au fost adoptate, dar discuția este dacă reformele respective au fost adoptate, au fost adoptate bine sau nu. Și aici vă dau un exemplu pe decarbonizare care cred că vă poate atrage atenția și celor care ne urmăresc. La decarbonizare, noi am spus anul trecut că scoatem, punem în rezervă, desfințăm aceste capacități care costă bugetul de ani de zile niște sume absolut considerabile, dar noi în decembrie-ianuarie am adoptat o ordonanță, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență în care scoate de la naftalină un proiect de pe vremea lui Ceaușescu de nouă exploatație de lignit pentru CEO, în care prin ordonanță de urgență 200 de hectare de pădure ca să fie despădurite și să începem o nouă exploatație de lignit. Deci în condițiile în care peste tot se pune problema cum treci în rezervă capacități, cum decarbonizezi, guvernul adoptă această ordonanță în care îi dă CEO 100 de milioane, 100 de hectare de pădure ca să-i despădurească să înceapă o nouă exploatație. Comisia Europeană a aflat acest lucru de-abia după adoptarea ordonanței, hotărârii, de fapt, a fost o hotărâre de guvern. Deci gândiți-vă cum a reacționat Comisia la acest lucru. Și acum acest jalon, această reformă de decarbonizare, la modul în care guvernul încearcă acum cu Ministerul Energiei să explice că știți că nu, dar noi suntem hotărâți, are mari probleme și părerea mea, uitându-mă la analiză și discutând în comisia, e că nu va trece. Deci acesta este un jalon care nu are cum să treacă în momentul în care guvernul pe la spate, de fapt, înșală Comisia Europeană dând bani la CEO. Deci ca să sumarizăm puțin informația pe care ne-ați dat-o și care mi se pare într-adevăr uluitoare, guvernul își asumă prin document oficial, scris, semnat și cu antet, că este pe cale să piardă, dacă am înțeles eu bine, 2,1 miliarde pe chestiunea indicatorilor. Aici, pe ideea că îi pierdem și asta e, nu ne mai interesează, deși putea să-i pună la loc. Exact. Așa, și încă 700 de milioane. Sau din, un miliard. Sau 400. Un miliard din chestiunea plății numărul 2. Exact. În total, guvernul își asumă, înțeleg, cu antet și semnătură la Bruxelles, să piardă 3 miliarde de euro din PNRR. 2,8 miliarde. 2,1 aproape 700 aproape de milioane. Da. Deci asta este ceea ce avem în acest moment. Evident, pierderea aceasta din tranșa a doua poate însemna plată parțială și la fel cum am descris mecanismul, înseamnă... Și apropo, doar ca să știm, acesta este un memorandum adoptat în guvern, am memorandumul, nu îl am, am referirea într-un alt document oficial la memorandumul adoptat de guvern. Un memorandum care nu a fost făcut public, ca să ne înțelegem despre ce discutăm. Și ceea ce vreau să explic este foarte important, deci ca mecanism, acești 700 de milioane, deci de exemplu dacă avem pe decarbonizare și luăm plată parțială, în acel moment vom avea o decizie de implementare a Comisiei care ia act de faptul că guvernul renunță, adică că nu a îndeplinit acest jalon, ni se scad 700 de milioane și de atunci începe cronometru 6 luni de zile pentru a putea într-adevăr să vedem dacă îi pierdem absolut de tot sau dacă vom mai avea vreo șansă să mai facem ceva. Dar guvernul, din ce ați văzut și în narativul la pensii speciale și la decarbonizare, asta vă pot spune din informațiile pe care le-am, guvernul e pregătit să piardă bani care ar ajunge altfel la români doar pentru a-și păstra privilegii legate de categorii unde clientelă politică și categorii teritoriale de clientelă politică, cum este CEO și ceea ce se întâmplă în zona respectivă. Domnule Păslaru, din ce spuneți dumneavoastră, da, e și o dovadă de incompetență până la urmă. Chestiunea indicatorilor, pierderea banilor pe indicatori macroeconomici, cele 2,1 miliarde, aia mi se pare multă incompetență la mijloc. Adică incapacitatea de a muta bani, de a lua bani de la ce n-au cheltuit alții, de a lua din fondurile de coeziune. Deci acolo nici măcar nu știu dacă mai e vorba neapărat de interese electorale și clientelare, cât mie mi se pare că e vorba de foarte multă incompetență. Dar problema este așa. Deci știți foarte bine că ei au încercat să revizuiască PNRR-ul de mult timp.
Știm cu toții lucrul acesta pentru că nu le-au convenit anumite reforme care erau înăuntru. Ei bine, acum, practic, s-au folosit de faptul că tehnic aveam această ajustare ca să scoată din PNRR niște lucruri pe care nu mai aveau chef să le facă. Deci, altă modalitate nu ai cum, iar Comisia nu are cum să te oblige. Dacă tu nu vrei alți bani, nu are cum să te oblige să ți bage pe gât. Comisia le-a spus, avem la dispoziție aceste instrumente. Mai ales după ce am negociat acum pe Repower ca să poți să adaugi banii din împrumuturile nefolosite de alte state. Și atenție, guvernul se împrumută cu niște rate exorbitante pe piețele externe, în timp ce aceste împrumuturi sunt aproape fără dobândă, sunt cu o dobândă nesemnificativă chiar și în condițiile actuale de inflație. Adică e strigător la cer ce se întâmplă în acest moment. Și guvernul nu clipește, deci spune nicio problemă, îi scoatem, asta e, nu ne interesează. În aceste condiții poate că nu e de mirare că 56% dintre români, potrivit unui recent sondaj, consideră că România nu a beneficiat suficient, nu a beneficiat cât ar fi trebuit din aderarea lui UE. Doar că în contextul mai larg al acelui sondaj, acuzația este cumva la adresa UE care ne tratează prost decât la adresa conducătorilor noștri. Cât de tare credeți că se duc toate aceste eșecuri prost explicate, parțial ascunse, în puseul de suveranism pe care nu putem să-l negăm? Naționalism și suveranism care se vede în toate sondajele. Sunt mai multe lucruri aici. E o temă extrem de importantă și eu însumi am fost chiar și la nivel personal ușor descumpănit în ultima perioadă de aceste mișcări la nivel societal. În primul rând, evident, există puseul suveranist. Da? Puseul suveranist pleacă, în fine, de la o bază pe care o găsim totdeauna, care este cu dacii, burebista și așa mai departe. A fost întotdeauna, nu e nouă. Da, asta nu e nouă. Problema acum este că în condițiile acestea de incertitudine, cu crize multiple, în care oamenii se întreabă ce se mai întâmplă mâine, cum îmi acopăr eu cheltuielile curente pe care le am, care e perspectiva mea de loc de muncă, nu primesc răspunsuri de la forțele politice din societate. Și atunci acest curent suveranist naționalist este de fapt o retragere pe elemente de emoții negative. Frică, angoasă, supărare, jos cu ei, nenorociții. Deci acestea sunt elementele care cumva susțin elementele în general extreme, fie că discutăm de o extremă dreapta, curentul suveranist, fie că discutăm de o extremă stânga, pe care încă noi nu avem slavă Domnului, în care se spune jos cu bogații, jos cu corporațiile. Și aia se simte, dar poate mai puțin în discursul public. Dar cred că ceea ce este foarte important este exact ce ați explicat. Și anume că noi avem niște oportunități date de Uniunea Europeană. 100 de miliarde de euro pe ansamblu în această perioadă. Avem nenumărate alte reforme, unele la care am lucrat și eu. De exemplu, România e pe locul întâi în Europa la sărăcia în rândul copiilor. Am adoptat și am împins de la nivel european garanția pentru copii ca să ajutăm copiii la nivel european, de unde România era primul stat membre care ar trebui să aibă nevoie de ajutor. România, la ministerul doamnei Firea, care altfel este o sfântă în viață, nu adoptă acest plan de acțiune. Deci cumva, da, avem o politică de a voucheriza toate politicile, dar când e vorba de a avea măsuri structurale de a scoate copiii din sărăcie, nu ne interesează. La fel, e vorba de PNRR, am discutat mai devreme. Reformele acestea nu ni le bagă nimeni pe gât. Sunt lucruri necesare pentru modernizarea țării, pentru a avea o viață mai bună, mai echitabilă pentru noi, pentru generațiile viitoare. A refuza să face aceste reforme pentru că vin alegerile și ai pierde capital electoral este atât incompetență cât clar o reavoință și o capturare a țării într-o zonă de stagnare care favorizează evident politic un status quo pe care îl avem și ne ține departe. Și acum se pune problema pentru mine, pentru noi la Reper, pentru cei din care credem încă în societatea românească că ar trebui să susținem demersul european al României, ce e de făcut? Pentru că până la urmă să ne plângem, să ne lamentăm, nu e o soluție. Ne ajută foarte mult. Și aici sunt câteva lucruri importante. Primul lucru. În 30 de secunde vă rog că ne apropiem teribil de final. Da. Discursul acesta de ură
de a învrăjbi unii față de ceilalți nu ne ajută. Discursul pro-european pur, pe care noi îl îmbrățișăm la Partidul Reper, este care sunt soluțiile pe care le putem pune pe masă ca fricile oamenilor să scadă. Care sunt soluțiile pe care le punem guvernului pe masă, cum am făcut la REPowerEU acum că se discută și trebuie depus, am trimis, refăcut tot programul ca să-l dau mură în gură și să poată să-l ia guvernul și să-l depună mai departe. Adică ideea aceasta de a oferi soluții, de a nu mai merge numai pe huo, jos, aceste lucruri sunt importante în societatea românească și cred că toată lumea, ca dumneavoastră, ca cei care ne urmăresc, care sunt pro-europeni pentru că își doresc modernizarea țării, se vor regăsi mai degrabă într-un discurs bazat pe soluții și pe decât moderație, pe ură și pe plânset continuu. Domnule Dragoș Pâslaru, vă mulțumesc pentru prezența în Piața Victoriei în această seară. Dragi prieteni, să aveți o săptămână minunată. Ne auzim din nou miercurea viitoare. Rămâneți cu Europa FM. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.